Doliu în lumea teatrului românesc. Actrița Carmen Stănescu s-a stins din viață noaptea de miercuri spre joi la vârsta de 92 de ani, acasă în somn. Carmen Stănescu a absolvit Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică, promoția 1944-1948, la clasa profesoarei Mărioara Voiculescu. A debutat în anul 1945 cu rolul Ecaterina Ivanovna în piesa Frații Karamazov. Apoi a fost Ileana Cosânzeana în Înșirte Mărgărite de Victor Eftimiu, Agafia Tihonovna în Căsătoria de Gogol și Mița Baston în Dale Carnavalului de Ile Caragiale. Carmen Stănescu a făcut roluri memorabile și în filme, precum Bădăranii, Frații Jderi, Premiera și Povestea Dragostei. În teatru și film a jucat alături de mari actori, precum Silvia Dumitrescu Timică, Sonia Cluceru, Costache Antoniu, Alexandru Giugaru, Alexandru Finț, George Calboreanu, Emil Bota și Grigore Vasiliu Birlic. Carmen Stănescu a găsit timp pentru a se dedica scrisului și în anul 2003 a publicat volumul de stăinuiri. La împlinirea a 60 de ani de carieră a fost distinsă cu premiul de excelență în teatru oferit în cadrul festivității Femeile de Succes ale anului 2004. În anul 2000 a primit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer. Carmen Stănescu a fost onorată cu titlurile de artistă emerită în 1964 și maestra sportului în 1952.